După două zile de audieri în comisiile de specialitate, cei 22 de miniștri propuși de premierul desemnat Dacian Cioloș s-au prezentat în fața Parlamentului pentru a primi votul de încredere. Au fost prezenți 375 de deputați și senatori, însă ședința comună a celor două camere a debutat cu discursul premierului desemnat Dacian Cioloș, care a vorbit despre transparență în actul decizional, responsabilitate și deschidere către dialog. Doamnelor și domnilor, voi încheia împărtășindu-vă felul în care acest guvern înțelege să dezvolte o relație cu dumneavoastră, parlamentarii României. Noi nu ne dorim și nu putem să înlocuim clasa politică. Democrația nu este posibilă fără oameni politici sau fără partide politice. Momentele în care se apelează la guverne formate din experți sunt excepționale. Noi nu putem guverna decât alături de forțele politice reprezentate democratic în acest for. Sper să vă alăturați efortului nostru. Vom fi deschiși la proiectele și la propunerile și ideile dumneavoastră și vă asigur că vă vom asculta mereu cu atenție. Guvernului Dacian Cioloș, bazat pe miniștrii tehnocrați, se va afla în funcție până la alegerile parlamentare din 2016. Până atunci însă sunt multe de făcut, iar printre cele mai importante măsuri propuse sunt revizuirea sistemului de imunități în instituțiile publice, reducerea numărului de semnături necesare pentru candidaturile independente, cetățenii să poată formula mai ușor inițiative legislative, digitalizarea listelor electorale, informatizarea procesului electoral, renegocierea MTO, plan de investiții pe 10 ani care să fie aprobat de toate partidele, sistem de management al performanței în administrația publică, salarii în funcție de performanță și o nouă lege a sănătății.